pentru început creăm o nouă mașină, îi dăm un nume, selectăm să fie tipul Linux, vom crea o mașină Debian 32 de biți și selectăm ca atare. O să facem o mașină virtuală cu interfață linie de comandă, nu va avea nevoie de foarte mult RAM, vom pune doar 512. Îi vom aloca un disc în momentul acesta. Lăsăm discul formatul implicit, VDI, este formatul implicit VirtualBox. Alocare dinamică înseamnă că acest disc, dimensiunea sa, o vom preciza ulterior, nu va avea de la bun început dimensiunea alocată, ci se va aloca în mod dinamic. Pe măsură ce spațiul se ocupă, discul se va mări. Îl lăsăm la 8 GB, e suficient pentru ce avem nevoie pentru acest Debian cu interfață în linia de comandă. Acum avem creată structura mașinii virtuale și va trebui să-i adăugăm un CD de debut pentru a face instalarea. Mergem la Settings, Storage și aici selectăm CD-ul pe care să-l folosim. De aici. Vom alege un installer Debian, 32 de biți, arhitectură 386, Open, OK. În acest moment avem mașina virtuală creată și avem precizat discul în format ISO pentru a buta. Vom porni mașina și acum mașina virtuală va buta de pe acel disc. Acesta este tot procesul destul de simplu, de altfel, prin care putem să creăm o mașină virtuală cu un Debian în cadrul un Linux.